Aurelia Racu este o ibăneșteancă de 76 de ani, cunoscută în tot județul. Trăiește pentru conservarea și promovarea tradițiilor autentice. Din tezaurul folcloric pe care l-a strâns cu râvnă încă din anii tinereții, de anul nou, Aurelia Racu scoate poate cea mai veche urătură păstrată în Moldova. A fost de acord să o și interpreteze în stilul său caracteristic. Bună seara, boieri mari, bună seara, gospodari și români plugari. Sus în dealul munților, jos în poala codrilor. Este o masă de matasă, de voinici înconjurată. De 150 toți voinici de gruie aleși. Numai gruielul nu bacșa de singur supărat, nebăut și nemâncat. Și ăsta-i gruia supărat, nebăut și nemâncat. Orice dor de Țaringrad. Nu mi-e dor de însurat, cum mi-e dor de Țaringrad. Țaringradul oraș mare, numai o cășmăriță are. Cășmăriță de român, ține vin de cel mai bun. Tu, Anică Cășmăriță, dă-mi vin că ți-o-i plăti, de-o-i mori, ți-o-i plăti, de-o-i mori, pomanța fi. Duminică dimineață, paharele zângăne pe Anică o pomine. Anica când auzea pe cal negru încălica și în lumea largă e pleca, cu patru colași după ea. Și le-a rupt în două, ne-a dat și nouă, le-a rupt în trei, în trei i-a dat și lui Andrei. Urătura, care spune povestea haiducului Gruia Novac, este învățată din generație în generație și are o vechime de peste 200 de ani. Aurelia Racu este unul dintre puținii oameni care îi mai știu versurile. Eu am 76 de ani și am cules-o de la bunica, străbunica noastră. Da. Și vorba despre un haiduc, nu? Da. Totodată, Aurelia Racu cunoaște tradiții și obiceiuri de anul nou aproape dispărute, cu un farmec aparte.